Tensiunile cresc în sistemul energetic din Gorj, sindicatele sunt nemulțumite în privința facilităților acordate, iar oficialii de la București anunță privatizarea complexului. Ministrul consideră că liderii nu au de ce să se scandalizeze. Problema cotei de combustibil rămâne nerezolvată, sindicatele neajungând la o înțelegere cu directorii complexului energetic în această privință. Liderii de sindicat care vor să fie populiști și nu vor să vadă situația complexului energetic Oltenia. Am plecat de la negocierea 8 tone de cărbune, am ajuns la 10 tone de cărbune. În momentul când am ajuns la 10 tone de cărbune pentru toți salariații din complex, anumite lideri de sindicat care fac jocuri politice și jocuri care mizerabile, jocuri de interes de grup. Deci au început să ceară 14-16 tone de cărbune. Șeful Departamentului de Relații cu Comunitatea Ion Rușeț precizează că la București nu vor merge directori ai companiei, ci doar lideri de sindicat. La data când avem această discuție, și la ora la care avem această discuție, vă informez că nu există o comunicare din partea Ministerului, o solicitare ca un membru din conducerea companiei să fie prezent la această întâlnire. Dacă va exista o convocare din partea Ministerului, sigur, cei în drept vor fi prezenți la această întâlnire. În paralel, semnalele de la București nu sunt foarte bune, arată Constantin Crețan. Privitor la declarația ministrului secretar de stat, este prea mărunt, dar spune un adevăr. Eu v-am spus un altă mai de multă vreme. Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și-a servit eu, Guvernul României și tot ea este în sferul de puterii, zic să rămână până la urmă Fondului Monetar Internațional și Banca Mondială care distrug România, nu numai mineritul și energia. Subiectul vânzării companiei a apărut în urmă cu câteva zile când secretarul de stat în Ministerul Energiei Bogdan Badea a spus răspicat că restructurarea producătorului trebuie să continue în vederea privatizării către un investitor strategic. La fel, deocamdată nici măcar nu avem vreo intenție din partea cuiva să vrea să cumpere un pachet majoritar, tot așa la complex, dar iar nu trebuie să sperie nicio variantă, nici alta, că ambele înseamnă ceva și niște rigori și o alt gen de management și alt administrare. La întâlnirea de mâine cu Ministerul Energiei vor participa liderii de sindicat din cadrul federațiilor Univers și Cartel Alfa.